A început a doua repriză a luptei dintre Răzvan Ghiță și Roman Clavel. Răzvan Ghiță cu short roșu a avut un start de primă repriză excelent. Adversarul său a reușit să echilibreze soarta primei reprize spre final. Vedem acum pe Roman Clavel luat în grijă de adversarul său. S-au schimbat câteva lovituri și după comanda break a arbitrului din ring. Brațele sus pentru Răzvan Ghiță, așteaptă pe Roman Clavel, trimite un croșeu de stânga și o lovitură mediană de picior. Vine aproape acum cehul de adversarul său, bună lovitură de genul la corp. Direct de dreapta, croșeu de stânga pentru Ghiță, iată acum o dreaptă foarte bună reușită Răzvan. Roman Clavel încearcă să apropie de Răzvan Ghiță, trimite foarte multe lovituri de picior în această rundă Roman Clavel. A încasat două brațe de la Răzvan Ghiță Clavel. Croșeu de dreapta trimis de Răzvan Ghiță nu a fost o lovitură foarte puternică. Încă o dată croșeu de dreapta pentru Ghiță. Încasează și el o dreaptă de la adversarul său pe contră. Directă de stânga, a încercat și un croșeu de stânga Răzvan Ghiță. Lovitură de genunchi, ratează croșeul de dreapta Răzvan Ghiță. Break! Iată acum o serie bună pentru Roman Clavel. Vine aproape cehul de adversarul său. Răzvan Ghiță a făcut la timp pasul lateral, încasează o stângă. A încasat și o directă de dreapta Răzvan Ghiță de la Clavel. Ceacă cu brațul drept acolo Răzvan Ghiță, luat în brațe de adversarul său. Schimburi de lovituri între cei doi luptători. Clavel face pasul înainte, l-am văzut cu două directe și o lovitură joasă de picior. Acum un croșeu de stânga a intrat lui Roman Clavel. Obosit și ceful, nu mai lovește cu aceeași forță ca în prima repriză. Ultimele 10 secunde în această rundă a doua. Răzvan Ghiță peste adversarul său, acum cu spatele la curzile ringului Clavel. Opriți cei doi